Bine v-am regăsit! Vorbim astăzi la Elephant Fest cu scriitorul, publicistul și istoricul Stelian Tănase despre cea mai nouă carte a dumnealui, publicată la editura Corint, o și arătăm aici, Stelian Tănase. Sunt un copil al războiului rece, ne va spune dânsul, are și dumnealui pregătită, ne va spune dânsul ulterior de ce s-a considerat și când mai exact și-a dat seama că este un copil al războiului rece. Avem și o pisică în cadru, o pisică neagră, am observat în acest moment. Este de bun augur, considerăm. Cartea a fost publicată la editura Corint în acest an, în această primăvară. Vreau să mulțumesc editorii pentru că am fost într-o situație delicată să decidem dacă o mai publicăm acum, începuse nenorocirea, pandemia, sau ne oprim, urmând să o publicăm, ne gândeam noi la anul, pentru că nu știa nimeni. Calculele erau că va ține până la sfârșitul anului această pandemie. Până la urmă ne-am făcut o socoteală și am hotărât să o publicăm și cred că editura merită un sincer bravo, curaj, adică și e foarte bine, bine a făcut, felicitări de altfel pentru intuiția pe care o are și pentru scriitor și pentru autor și pentru titlurile pe care le are în portofoliu. Trebuie să spunem, sunt închise, e chiar aproape sinucigaș. Este o situație la care trebuie să ne adaptăm, să facem față. Avem oportunitatea de a prezenta cărțile și în online. Urmăritorii noștri sunt convinsă că vor asculta cu atenție și vor cumpăra acest volum. Reamintim cititorilor și urmăritorilor că volumul se găsește și pe elefant.ro. De altfel, mulțumim celor de la Elephant Fest că ne găzduiesc pentru această înregistrare și pentru acest video pe care îl facem. Domnule Stelian Tănase, vă mulțumesc pentru oportunitatea de a intra în dialog live de această dată cu dumneavoastră. Trebuie să vă mărturisesc că era un moment pe care l-așteptam de mult. Sunt un fidel cititor al cărților dumneavoastră. De mult încă de când studiam la doctorat. Cartea despre Gheorghiu Udej mi-a fost așa undeva, întotdeauna pe birou. N-am mișcat-o până nu am terminat studiul. Așadar, aveți toată admirația mea pentru ceea ce ați făcut referindu-ne la studiile despre comunismul românesc. Deci, ați fost un copil al războiului rece. Ei, pornind de la acest situație. Din păcate. De ce din păcate? Când v-ați dat seama, pentru că realmente ați fost un copil, am fost cu toții copii ai războiului rece, când v-ați dat seama, de fapt, că ați fost un asemenea copil? Întrebarea cărții se învârte în jurul chestiunii dacă fundalul, istoria mare în care am trăit toți, Washington, Moscova, criza din Caraibe, bomba atomică, invazia cehozovacă, toate aceste evenimente care păreau foarte îndepărtate, vorbesc pentru un copil din bariera Vergului, aveau vreo înrăurire asupra vieții noastre. Atunci mă credeam la adăpost, baiera Vergului mi se părea cea mai bună streașină din lume, pentru că apoi spre adolescență, să zicem, așa când terminam liceul, să-mi dau seama că de fapt viața noastră nu depinde de ce se întâmplă în baiera Vergului, la școală, la cofetăria unde mergeam cu fetele să fălăvrăgim, ci viața noastră depinde de Kremlin, depinde de Casa Albă, depinde de aceste evenimente gigantice care se întâmplă cu totul în altă parte și foarte departe, cum era războiul din Vietnam, dar ce se întâmpla acolo avea un impact direct și foarte puternic asupra vieții noastre. În ce privește locurile de muncă, banii, cultura, școala, tot ce se întâmpla era în legătură cu Casa Albă sau cu Kremlinul sau cu evenimentele care se produceau, crizele care apăreau. Și aveți câteva pagini, apropo de ce spuneți dumneavoastră, în care vorbiți chiar despre moartea lui Stalin din 1953 și impactul pe care un copil îl are în momentul în care aude că cineva despre care a recitat poezii, despre care auzea anumite lucruri, moare și există o schimbare de paradigmă. Există, dar eu nu am apucat să recit poezii, că eram prea mic, aveam un an când a murit Stalin. Dar cu siguranță cei care se născuse, să zicem, în 44, 45, 42, 43, care aparțineau de fapt tot de lumea asta a războiului rece, da, au făcut asta, au ieșit pe străzi, au defilat cu coroane, cu tablouri, cu portret. Dar altfel știți că asta arată și istoria noastră. Piața pe care astăzi îi spunem
piața Charles de Gaulle s-a numit piața Hitler, după care i s-a spus piața Stalin, trag o concluzie că, de fapt, cam asta e istoria noastră, ce plăci punem pe ziduri, da? Și trebuie să le schimbăm. Și Brașovul s-a numit orașul Stalin în aceeași paradigmă. La un moment dat... Niște români, da? Deci nu depinde de noi, de români, de București, capitala, nu? Nu depinde de noi aceste schimbări. S-a numit Hitler, s-a numit Stalin, acum Charles de Gaulle. Totdeauna se decide în altă parte ce ni se întâmplă. Asta a fost, să zicem, firul roșu, acesta a fost firul roșu al cărții, încercarea de a răspunde la această întrebare și răspunsul meu în final a fost da. Aceste evenimente de departe au influențat decisiv viața noastră. Războiul rece a fost acela care a determinat ceea ce suntem astăzi. Că ne place, că nu ne place, cu amintiri triste, cu amintiri mai vesele, cu amnezie, cu melancolie, dar într-adevăr, cum am spus eu, ne-a nimicit, ne-a măcinat existența. Aș avea o întrebare referitor la acest fir roșu care a traversat, cum spuneți dumneavoastră, toată existența. E adevărat, dar în familie, în intimitate, oamenii aveau și un alt discurs. Una se vorbea, una se auzea pe canalele media. Cum un copil, un adolescent mai târziu poate să discearnă și să echilibreze tot acest flux de discursuri până la urmă diferite, antagonice chiar? Atunci să știți că discursul era, de fapt, un monolog al puterii. Ce era în scânteie era și la televiziunea română și la radio București. Nu erau, tocmai lipsa de diversitate era o mare problemă. Era un monolog care ne-a însoțit când eram la grădiniță până când am terminat facultatea și mai târziu. Această diversitate ne-a costat pentru că am ieșit cu capetele pătrate pe 59 din toată. Dar ați crezut în puterea propagandei? Da, bineînțeles, era singurul adevăr de care aveam cunoștință. N-am fost în Occident niciodată, în străinătate, niciodată până n-a căzut Ceaușescu. Deci aveam 90, am ieșit prima dată la 37-38 de ani. Era singurul lucru pe care îl vedeam în fața ochilor. Cum să nu cred? Evident că începusem să am îndoieri. Și cea mai puternică îndoială mi-a apărut prima dată când rușii au invadat Cehoslovacia. Eram foarte entuziasmat ca toată lumea de ce se întâmplă la Praga, cu Dubce, reforme, tineretul, etc., etc. Și când țările pactului de la Varșovia, minus România, au invadat Cehoslovacia pentru a distruge reformele care au început acolo, a fost prima dată când am început să înțeleg că sunt într-o poveste urâtă. Că se întâmplă ceva, scuzați expresia, nasol, cum spuneam noi în Ferentari sau în Baiera Vergului. Am înțeles că lumea e altfel decât ni se spune la televizor și decât se citește în ziar și decât ne spunea propagandistul la liceu. Am început să ciulesc urechile, dar nu numai eu, să nu credeți că a fost așa, că am fost un genial, n-am fost deloc genial. Dar toată generația a început să discute, să se întâlnească pe la colțuri, să cânte la chitară, să meargă la cofetărie și să povestească lucrurile astea care nu prea, adică erau politice, nu mai erau așa, doar de fete, doar de sport, doar de ce excursii să facem. Era de vorba deja de politică, lumea înțelegea ce înseamnă să ai sau să n-ai libertate, ce înseamnă să fii mințit sau să nu fii mințit. Toate lucrurile astea pe care începusem să ne le punem cu multă forță și erau discuții foarte pasionate între noi. Apropo de ce spuneți dumneavoastră acum, selectasem un pasaj din carte în care spuneți așa, apropo de adolescență și de liberalizare. România trăia binișor perioada liberalizării care demarase odată cu moartea lui Deș. Nu aveam decât să visăm cât vrem la orice. Și mai spuneți mai departe, învățatul mergea ok, chiar dacă nu ne omoram cu firea, eram deștepți, prindeam lecțiile din clasă și ne rămânea destul timp de fete, de chitară, de ceaiuri, de citit cărțile despre care vorbea lumea. Așa ni se părea că eram niște semizei. Este o imagine foarte frumoasă. Apropo de acești semizei care vă credeați și care vă simțeați în contextul anilor 60 spre 70, care era imaginea Occidentului care venea atunci către voi, adolescenți fiind? Ce reprezenta această alteritate? În momentul ăla era, să zicem așa, o deschidere culturală spre Occident. Puteai să cumperi, de pildă, reviste occidentale, reviste franceze, la chioșcurile de ziare. Nu la toate, dar în destule puncte ca să ai acces la ele. De altfel, noi simțeam când se strânge șurubul, când dispăreau revistele occidentale de pe taramă. Nu mai vedeam L'Express, nu mai vedeam nici Humaniteu, nu mai vedeam. Atunci era clar că se strângea șurubul. Și asta s-a întâmplat cu deosebire în 71, la Revoluția Culturală din vara lui 71, când s-a întors Ceaușescu din China.
dar veneau filme interesante, veneau filme din Occident care luau Oscar, care luau premiile la Cannes sau la Veneția, nu mai erau filmele alea rusești cu partizani și mai știu eu ce, care erau pline cinematografe și ele erau goale, că lumea nu se ducea să le vadă decât așa silit că trebuia să-ți facă cu fată la film sau cu familia, cu copii, să iasă în oraș, că era o distracție mai ieftină decât să fie partea. Ei bine, anii 60, s-a mai întâmplat ceva, că dumneavoastră vă ocupați de literatură. S-au făcut traduceri în anii 60 din literatura occidentală aproape la zi. Eu mi-aduc aminte ce apărea în BPT, ce apărea la Universul, apăreau scritori americani în general, francezi, erau serii întregi care scoteau traduceri pe bandă rulată, măcar o carte pe săptămână, cum era cazul PTT sau la Universul. Și asta pentru noi care deschideam ochii atunci pe literatură, eu eram un asemenea caz, vreau să fiu scriitor, era extraordinar. Până în urmă, cu 4-5 ani, erau numai cărți sovietice și de-astea de propagandă. De acum chiar era și literatură. Puteai să citești Camus, așa am citit. Am pus astăzi despre povestea, viața sentimentală lui Camus pe blogul meu. Puteai să citești Camus, a apărut Ciuma și străinul. Atunci l-am citit. Atunci am citit mitul lui Sisif, ca să dau un exemplu. Adică era o deschidere care pentru noi, cu creierile, să zicem, fragile, pentru noi a fost foarte utilă, pentru că am băgat la cap, am învățat. N-am fost victimele propagandei staliniste ca generația dinaintea noastră. A fost foarte important. Iar când Ceaușescu a închis porțile, în 71 noi eram deja formați. Știam ce cărți trebuie. Apropo de această deschidere și de afluxul de modele occidentale, v-ați gândit în acel context vreodată să emigrați, să plecați, să luați calea exilului? Da. Spre sfârșitul liceului începuse să mă bată gândul, pentru că vedeam prea multe filme occidentale și vroiam ca acolo. Acolo unde? Care era acel acolo? Franțuzești, de pildă, vedeam filme americane, englezești, italienești, asta vă spun ce venea atunci, ce filme veneau pe marile ecrane. Și nu mai veneau filme comuniste, numai. Păi aia s-a mai schimbat, dar nu atât de rău ca în anii 50. Și ce vedeam nu erau acele imagini. Puteam să vedem o stradă din Londra, un apartament de New York, cum erau universitățile, campusurile universitare, unde se întâmpla acțiunea filmului și băgam la cap, ca să zicem așa. Și aveți niște pasaje absolut delicioase despre Coca-Cola și despre blugi aici, imaginea Americii prin ce se transpunea. Despre copilăria casată. Ce era America? Ce reprezenta? Primul rând, cine bea Coca-Cola în 1969 era nomenclaturist. Pe piața românească se adusese Pepsi, dar se găseau în magazinele nomenclaturii, în diverse prăvălii exclusiviste și, de pildă, dacă mergeam la ceaiuri, eu dădeam un ceai să zic, eu n-aveam de unde să pun pe masă Coca-Cola, că nu găseam. Dar dacă mă duceam undeva unde eram invitat și familia respectivă era așa mai de sus, aveau Coca-Cola. Evident, știam că sunt nomenclaturiști. Erau securiști, erau diplomați, că erau directori pe nu știu unde, medici importanți sau activiști de partid. Se vedea imediat după ce puneau pe masă, pentru că unii se duceau în magazinele obișnuite să se aprovizioneze, da, și iau, luau ce se găsea, și alții se duceau la partid, la gospodăria de partid. De fapt, se ducea tata și comanda, dăm 10 navete de cola, dăm 10 navete de bere, dăm, că fiimea sau băiatul meu face 18 ani. Se vedea imediat că diferența de statut social. Trăiați cu diferența de statut social, trăiați cu această conștiință a diferenței alterității între ce se întâmpla la noi și nu era ceva cu care să rezonați și nimeni dintre intelectuali nu rezonau cu situația de atunci. Visați la o altfel de lume sau savurați ceea ce venea dinspre Occident, dinspre Vest. Spuneți-mi atunci, ați mers către literatură, către partea umanistă. Știați totuși că nu vă rămâne decât, refuzând calea exilului, al plecării, nu vă rămâne decât un compromis, o existență în care veți face niște compromisuri. V-ați gândit vreodată în contextul anilor 70? V-ați gândit că regimul comunist va cădea? Nu, aici sunt două lucruri. Deci primul meu șoc asupra lumii românești și asupra minciunii colosale în care trăiam a fost când am terminat facultatea
și am plecat la țară să fac naveta ca profesor în Bărăgani, la Ciunița Dragalină. E bine, când ieșeai din București era altă Românie, era o Românie de secolul XVIII. O fi fost calea ferată care mergea până la Cernavodă și până la Constanța, dar în stânga și dreapta era sărăcia cea mai lucidă. Erau bordee. Era o lume foarte prost îmbrăcată, niște amărâți pângări, dacă vedeai că dai că în Rusia, în Siberia. Și a văzut un film. Atunci mi-am dat seama ce se întâmplă cu România profundă. Apoi am mai avut și altă ocazie să călătoresc și mi-am dat seama că România era într-o groapă de gunoi, ca la Glina, adică între Calea Victoriei, Bulevardul Magheru și 6 Martie, noi spuneam 603, la Bulevardul 6 Martie, unde mergeam la filme, erau uriașe diferențe, erau alte țări, erau alte planete. E, cunoașterea acestei sărăcii în care trăia lumea românească pentru mine a fost un șoc din care nu m-am trezit nici până azi, ca să fie greu. Nu mi-am imaginat că o să cadă comunismul, nu mi-am imaginat niciodată și nu s-a gândit nimeni, pentru că noi am fost intoxicați de propagandă cu ideea că era o rânduire milenaristă, adică va dura 1000 de ani și după aceea va veni tot o rânduire, adică comunism adevărat, că s-a zis că era doar socialism, ca să mascheze inegalitățile și să ne mintă. Era o religie. Și nu mi-am imaginat, dar în 1982 sau 83 mai curând, primul om care mi-a spus, frate Steliane, comunismul se va prăbuși pe durata vieții noastre și o să-l vedem și o să participăm la prăbușirea lui și o să ne bucurăm, așa a făcut, așa putea, a fost Nicu Steinhardt. Locuia pe strada Ion Ghica, numărul 2 sau 3, chiar acolo în spate la numărul 3, la etajul 2, stătea într-o chicinetă, așa ceva, în care fusese o cameră de servitor sau cameră de servit mai curând. Și am coborât cu el pe scări, eram ascultați, am găsit aceste înregistrări la CNSAS. Eram înregistrați, era bușită de microfoane cămăruța lui și în stradă am fost luați și eu și el de către un echipaj ca nu cumva să plecăm în direcții diferite să ne piardă. Și mi-a spus pe stradă, vorbeam de Solzhenitsyn, pentru că el avea un perete, avea un portret mare al papei, Papa Ioan Paul al II-lea, pe care îl iubea, îl venera, ca și eu de altfel, și eu și el fiind ecumeniști, să zic așa, și al lui Solzhenitsyn, pe care el vedea ca cel mai mare om care trăia. Și în continuarea discuției noastre mi-a spus, frate Tănase, exact ce v-am spus, comunismul se va prăbuși. Și nu așa la calendele grecești, se va prăbuși în timpul vieții noastre. O să trăim asta și o să ne bucurăm. Unde v-a prins Revoluția? Poftim? Revoluția unde v-a prins? În 1989, la Mănăstirea Rohia, n-a prins căderea comunismului. Și dumneavoastră? Păi eu sunt în viață, sunt aici. Unde v-a prins Revoluția, efectiv? Unde erați? Unde m-a prins o mine Revoluția? În biroul lui Ceaușescu. Pe stradă, la baricadă, la Inter. Toată Revoluția am făcut-o pe stradă. O săptămână n-am venit acasă. Și care a fost sentimentul? Care au fost așteptările? Ce ați crezut în momentul respectiv? Perioada de viața mea. Au fost zilele mele cele mai fericite. Nimic nu poate egala ce am trăit atunci. De altfel să știți că eu fiind pasionat de istorie, Revoluția a fost una din subiectele mele favorite. Am citit multe despre Revoluția franceză, despre Revoluția engleză, despre ce s-a întâmplat la ruși, unde n-a fost o revoluție, a fost un puci al unei mâini de unui pumn de lideri puciști, gangster politici, Lenin, Trotsky și ceilalți, dar a fost un proces revoluționar. E bine, tot timpul m-am gândit la revoluție, tot timpul m-am gândit că mulțimile vor ieși în stradă. Eu am stat lângă stadionul 23 august, multă vreme, și când ieșeau, erau cu plajele de fotbal. Și ieșeau zeci de mii de oameni de la sfârșitul meciului, pe Bulevardul Muncii, să spunea. Atunci ieșeau la Baiera Vergului și la tramvai. Totdeauna m-am gândit, privind în balcon de sus, de unde puteam să văd asta, că odată oamenii ăștia vor scanda jos comunismul, că se va întoarce, că va fi o chestie politică, numai una sportivă. Tot timpul am avut asta în cap. Iar în toamna lui 89, vreau să vă spun ceva, și cred că am mai spus asta, poate n-am mai spus, tot timpul visam oameni pe stradă. Mulțimi. Toată perioada asta, august, decembrie, noaptea, când eram, visam mulțimi care scandau, care erau furioase. Așa aveam în vis această imagine de mulțimi de aglomerați. Parcurgând observ totuși o notă a nostalgiei. Este scris într-o cheie nostalgică. Există un soi de regret? Mă bucur că îmbătrânesc.
Există o fină așa inserție a nostalgiei la fiecare pagină, ca și cum totul s-a stricat, s-a destructurat, s-a denaturat. Vorbiți la un moment dat de atemporalitate, pe care nu mai regăsiți. Locurile s-au schimbat, clădirile s-au schimbat, oamenii s-au schimbat. Dar, întrebarea mea este, ce ați simțit când ați închis această carte, când ați terminat ultima frază? A fost o eliberare? Era o carte care a trebuit scrisă? Da, a trebuit să o scriu, trebuia să pun punct undeva, a fost foarte greu. Să știți că o carte a scris-o foarte greu, nu atât ca lungime. Eu scriu o carte în 4, 5 ani, 7 ani, acum că iarna asta scriu un roman pe care l-am început acum vreo 7-8 ani. Deci durează. Asta am scris într-un an de zile. Dar combustia pentru scrierea acestei cărți a fost uriașă și m-a consumat enorm. M-a consumat foarte mult. Și la un moment dat am fost convins că nu mai termin. Nu că nu trebuie că aveam multe pagini înainte, nu, ci pentru că n-am să pot să duc în spate și ultima rundă, ultimele dificultăți, că am harap alb, ultimele încercări, că n-am să le termin. Și până la urmă s-a întâmplat ca să ajung la capăt și să pun punct și finalul mi-a venit în momentul când mi-am dat seama că a vorbi despre zădărnicie la capătul unui volum de memorie este lucru cel mai potrivit. Cel mai potrivit. Și am un capitol final despre zădărnicia la români. De ce avem noi acest sentiment atât de puternic al zădărniciei? Și scrisul este un exercițiu al zădărniciei. De ce scrii? Asta e aflind treabă, că nu are nicio finalitate, nu? Atunci am putut să termin cartea pentru că am putut să o pun sub un anumit semn care întregea tot teancul acela de coli. Și o ultimă întrebare pe care vă mai adresez în cadrul acestui interviu. Până la urmă, istoria mare, macroistoria, cum îi spunem noi, este compusă din acele microistorii ale fiecăruia, din memorialistică, dincolo de documentele oficiale și de marile personalități, există această microistorie, aceste inserții pe care fiecare prin trăirile pe care le-a avut, prin locurile în care a fost, poate să adauge așa o cărămidă la acest discurs despre trecut. Dumneavoastră o faceți remarcabil în această carte, este o carte până la urmă de memorialistică și vă felicit încă o dată cu această ocazie. Spuneți-mi, vă rog, cine ați vrea să citească această carte? Cine v-ați dori să o deschidă în primul rând? Cui se adresează? În primul rând, generația mea, prietenii mei, vecinii mei, cei cu care am crescut. Asta înseamnă că nu neapărat să-i fi cunoscut fizic, dar să trăiască în toată Europa de Est, numai în România, să fi trăit în această perioadă. E scrisă pentru ei, pentru cei care au trecut prin experiența stalinismului, a liberalizării din anii 60, a nenorocirii cu Ceaușescu și așa mai departe. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru acest dialog. Dar cred că până la generație ar trebui să o citească, pentru că de multe ori se spune la facultate, da. Când merg că noi nu știm despre asta, n-am auzit despre asta. E vina lor că n-au auzit pentru că e material peste tot. Dar am vrut măcar din partea mea să-mi fac această datorie și să depun mărturie. Asta. Felicitări încă o dată pentru volum. Reamintim ascultătorilor noștri că sunt un copil al războiului rece de Stelian Tănase. Sper că se vede în cadru. Poate fi achiziționată și de pe site-ul elefant.ro. De asemenea, mulțumim Elefant Fest pentru posibilitatea de a merge către public prin această variantă de înregistrare. Domnule Stelian Tănase, vă felicit încă o dată, vă doresc mulți cititori și mult succes! Mulțumesc! Mulțumesc.